multă răbdare și precizie, câteva brașovenci au reușit deja să creeze adevărate obiecte de artă prin tatting. Printre participanții la cursul de la Brașov s-a numărat și o doamnă venită tocmai din Japonia. La ea acasă nu a învățat să lucreze cu suveica, însă este hotărâtă să învețe să creeze obiecte de artă demne să concureze cu cele făcute de regina Elisabeta. You never learned in Japan this art of tatting. No, here first time. A little bit difficult because sometimes I cannot understand the language, so a little bit difficult. Lecția a început timid, dar în câteva minute toate doamnele lucrau de zor. Firul alb. Not the top, not the middle. Not here. Nu fășurați la baza unghiei. Nu la mijlocul degetului. Botorob, nail. La baza unghiei, răsucind de două ori în sensul acelor de ceasori. După ce a auzit că maestrul Șocoin se întoarce în Brașov, Milena a ținut neapărat să-l cunoască și să învețe secretele tatingului. Am venit din curiozitate, n-am mai văzut niciodată tehnica asta în lucru și e foarte interesant și foarte ușor, mult mai ușor decât mă așteptam. Ce v-a învățat până acum, domnul? Până acum ne-a învățat cum să poziționăm cele două fire, cel de pe suveică și cel liber, și cum să facem nodurile. Casa Regală a României l-a răsplătit pe maestrul japonez pentru răspândirea artei dantelei cu suveica într-o ceremonie specială care a avut loc la Castelul Peleș. Domnul Yusai Shokuin a primit o decorație conferită de Principesa Margareta a României, o decorație pentru loialitate din partea majestății sale, regele Mihai I. I'm very pleased to receive the medal, and because I try to introduce tatting techniques for Romanian ladies. Did you thought that it will be a success? Yes, must do, because it's connect to your queen. În decursul celor 3 ani, proiectul s-a adresat unui număr de 400 de persoane din Brașov, Sinaia și Bușteni. Organizatorii cursurilor promit însă că aceste lecții vor continua pentru ca arta tatingului să nu fie uitată. Aceasta este o etapă de evaluare a proiectului, care și-a propus în urmă cu 4 ani ca 300 de persoane, doamne și domni, din România să fie inițiate în tehnica realizării dantelei cu suveica. Acest proiect, de fapt, a fost dedicat memoriei reginei Elisabeta. 3 doamne care s-au specializat în arta dantelei lucrate cu suveica vor fi alese de Yusai Shokuin să ducă mai departe această tradiție. Astfel, în viitor, lecțiile de tatting vor fi predate de ucenicele maestrului japonez.